Bun găsit, vă spun, la o ediție specială a emisiunii Observatorul Prahovean Live, alături de mine domnul Cristian Ionescu, prefectul județului Prahova. Bun găsit, domnule prefect! Discutăm despre situația generată de criza sanitară. Ați emis, instituția condusă de dumneavoastră a emis un comunicat ieri prin care încerca să atrageți atenția populației să fie foarte atentă, pentru că incidența de cazuri este destul de mare, inclusiv la Ploiești. Nu mai punem la socoteală faptul că deja sunt 9 localități din Prahova unde s-a depășit acel indice de 3 cazuri active la 1000 de locuitori. Vreau să vă întreb și vă întreb direct, cât de gravă este situația în Prahova? Și când credeți dumneavoastră, când estimați, dacă ritmul acesta al îmbolnăvirilor se menține ridicat, din păcate, că Ploieștiul, respectiv județul Prahova, vor ajunge în scenariu roșu, așa cum s-a întâmplat deja în capitală și câteva județe deja? Referitor la situația în județul Prahova, în momentul de față avem o rată de 1,8 cazuri noi la 1000 de locuitori. Raportat la nivelul întregii țări, cred că acest procent este unul care ne plasează undeva la jumătatea clasamentului. Nu este o situație alarmantă din punctul meu de vedere, această cifră, această situație de 1,8. În schimb, este adevărat că la nivelul municipiului Ploiești, în ultimele 3 zile, am oscilat în jurul cifrei de 2,5 cazuri noi la 1000 de locuitori, raportat la ultimele 14 zile, motiv pentru care am considerat că este necesar să atragem atenția populației în a recomanda, în primul rând, a lua măsuri sporite, ca să nu ajungem în situația în care să trebuiască să impunem alte măsuri. Și până în prezent o măsură mai bună decât purtarea măștii pe cât posibil în toate spațiile închise și deschise nu am identificat. Consider că nu pot să iau în momentul de față o hotărâre în a solicita sau a propune spre aprobare obligativitatea purtării măștii în spații deschise, în afara celor aglomerate, așa cum de altfel avem această obligație, pentru că există o hotărâre de guvern care prevede ca de-abia de la 3 cazuri să fie obligatorie purtarea măștilor în spații deschise. Referitor la cele 9 localități care au depășit 3 cazuri la 1000 de locuitori, este adevărat că acolo am impus prin hotărâre a Comitetului Județean pentru situații de urgență purtarea măștilor în spații deschise. Am dispus închiderea restaurantelor, a sălilor de joc, am suspendat activitatea unităților de învățământ. În momentul de față urmărim aplicarea acestor măsuri și rezultatul lor, pentru că aceste măsuri ar trebui să ducă la o diminuare a numărului de cazuri în următoarele 10 zile, câte au mai rămas din cele 14 de când a fost adoptată această hotărâre, urmând ca la finalul ei, în funcție de situația inițială și situația după 14 zile, să o analizăm și să vedem dacă se află pe un trend crescător sau descrescător. Ca și măsură de carantinare zonală, așa cum instanța a motivat în decizia pe care a luat-o de a considera că localitatea Cornet, în situația respectivă în care a fost carantinată, nu a întrunit toate măsurile, în sensul că nu au fost luate măsuri premergătoare înaintea deciziei de carantinare. Exact asta urmărim să facem acum, să ținem cont de această decizie a instanței, să luăm aceste măsuri preventive, care le-am enumerat mai devreme, referitor la cele 9 localități,
așteptând termenul de 14 zile ca să vedem dacă este nevoie să mai luăm și alte măsuri sau nu. Bun, vă întrerup pentru că sunt două chestiuni importante. În zona asta de carantinare, mai ales că în spațiu public a circulat o adresă a DSP Prahova către autoritățile locale, prin care din cele 9 comune și Breaza, cred că e singurul oraș de pe listă, unde se cereau anumite informații privind o posibilă carantinare. În cazul în care, după cele 14 zile, numărul îmbolnăvilor crește, excludeți în continuare o astfel de măsură drastică sau puteți propune Comitetului pentru Situații de Urgență inclusiv o astfel de măsură dură, de izolare a localităților respective, ca să știe și lumea la ce să se aștepte? Nu exclud. Nu o să aștept 14 zile, noi avem o analiză în fiecare zi, dinamică, referitor la cele 9 localități. Ca dovadă că din cele 9, din informațiile mele, au rămas 7 și probabil că în următoarele zile probabil o să apară altele și o să iasă altele din cele 7 sau 9 inițiale. Acolo unde o să observăm că trendul este în continuare crescător, nu excludem să propunem această măsură de carantinare zonală. Dar, v-am explicat, trebuie să vedem că există în continuare un trend crescător. Dacă există un trend descrescător, chiar dacă rămâne în zona de peste 3 la mie, da, în continuare o să aplicăm aceleași măsuri, în speranța și cu convingerea că o să scadă în continuare și atunci o să ajungă chiar sub 3. Deci, nicio formă, dumneavoastră, în calitate de prefect, nu puteți propune, în cazul Ploieștiului, de exemplu, unde rata a ajuns, spuneați mai devreme, la 2,5, până nu se face acel prag de 3 la mie, dumneavoastră nu puteți propune obligativitatea măștii de protecție în toate spațiile deschise, chiar dacă și ieri am publicat un comunicat în parcuri, respectiv locurile de joacă, masca a devenit obligatorie. Da, vorbim totuși de zonele aglomerate. Deci, sub nicio formă, nu se poate impune până nu ajungem la acea rată. În toate spațiile deschise nu se poate impune. Pentru exact. Că există această hotărâre de guvern 856 de vineri, care stabilește obligativitatea peste 3 la mie în toate spațiile deschise. Noi avem obligativitate în spațiile aglomerate. Sunt legale conform legislației în vigoare și dacă le-am respecta cu strictețe, iar ca și recomandare am purta mască chiar în toate celelalte spații deschise, probabil că nu o să ajungem la 3 la mie. Eu în continuare urmăresc această situație, cum v-am spus, de 3 zile suntem undeva la 2,5 și sper să rămânem și eventual chiar să scădem sub 2,5. Dar dacă situația evoluează rapid, în sensul că în următoarele 3 zile o să crească 2,6, 2,8, 2,9, e bine să știm că putem să ajungem în această situație și să știm care sunt măsurile, să știm ce o să urmeze. Ca și informație, pot să vă spun cu siguranță că chiar dacă vom lua anumite măsuri într-o ședință CJSU care ar fi în situația în care am trece de peste 3 la mie, nu o să le punem în aplicare de a doua zi. O să lăsăm un termen de 48 de ore, poate 72 de ore, da, astfel încât populația să poată să-și aranjeze treburile personale, să nu fie prinsă în situații în care să nu poată face ceva din cauza acestor măsuri. Nu consider că 48 de ore este un termen care să schimbe foarte mult situația la nivel județean sau la nivelul municipiului. Din contră, cred că are mai multe beneficii decât dezavantaje. Bun, în cazul Ploieștiului, în cazul nedorit în care se va depăși acel prag de 3 la mie, se vor aplica toate restricțiile impuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, adică se închid toate cărciumile, da, se suspendă activitatea tuturor unităților de învățământ, se trece în online? Nu neapărat. Nu neapărat. Nu neapărat. În ce sens? Există un ordin al Ministrului Sănătății 5487 din 2020, al Ministrului Educației și, da, Învățământului și al Ministrului Sănătății, pentru că este comun,
care prevede în această situație de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori, în urma unei analize a DSP amănunțită cu privire la răspândirea comunitară, la numărul de focare din unitățile de învățământ și alte criterii de risc, să propună Comitetul Județean pentru Situații de Urgență aplicarea unui scenariu. Aici mă refer la scenariul numărul 3, cel da. În care unitățile de învățământ, elevii și-ar desfășura activitatea în mediul online. Comitetul Județean al Situațiilor de Urgență poate decide să aprobe acest scenariu. Da. În lipsa acestei aprobări, toate unitățile obligatoriu își desfășoară activitatea în scenariul 2. Și rămâne ca punctual în fiecare caz nu să, ia, să se ia o decizie. Adică nu, nu neapărat dacă se trece de rata 3, cum s-a întâmplat Corect. În capitală, toate școlile se închid a doua zi. Este una din posibilități. Sunt două posibilități. Da. Nu știu dacă aceasta o să fie prima opțiune. Trebuie să vedem și ce propune DSP-ul în urma analizei, așa cum v-am explicat, în funcție de numărul da. De focare din unitățile de învățământ. Iar posibilitatea de a supune spre aprobare această modalitate de desfășurare a cursurilor în mediul online, putem să o luăm oricând. Putem să o luăm în prima zi de când depășește 3 la 1000, putem să o luăm în a doua, în a treia, în a patra, în a cincea, în a șasea. Cert este că din prima zi de când depășește 3 la 1000, toate unitățile de învățământ vor fi în scenariul 2. Asta înseamnă că clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 9-a, a 10-a și a 11-a își vor desfășura activitatea online. Da. Deci cumva jumătate aproximativ dintre elevi își vor desfășura activitatea în mediul online, iar cealaltă jumătate o să-și desfășoare activitatea pentru că normal față în față, așa cum este ea definită. Discutăm de varianta asta a scenariului roșu. Astăzi tocmai am publicat comunicatul prefecturii cu alte 19 unități de învățământ din Prahova, multe dintre ele din Ploiești, sunt colegii întregi sau parțial în anumite clase care au trecut deja scenariul al treilea. E drept, în Ploiești cred că sunt mai puține cazuri, însă în scenariul ăsta nedorit în care Prahova devine, eu știu, județ roșu și luăm cel mai rău scenariu. Spunem Ploiești pentru început. Bun. Ce se întâmplă totuși cu copiii din familiile, să spunem, nevoiașe care nu au acces nici la internet, nici la tablete? A existat acea promisiune de la guvern că până începe școala o jumătate de milion de tablete vor ajunge la elevii ăștia mai amărâți, să-i le spunem așa. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Din datele pe care le dețineți, există șanse ca până nu epidemia asta nu ia pe un trend din ăsta absolut periculos, elevii respectiv să aibă șanse egale la educație în scenariul roșu? Din informațiile mele, astăzi am avut o discuție cu doamna inspector general școlar, doamna Riza Ilona. Sunt așteptate în județul Prahova, de la începutul săptămânii, 6800 de tablete. Dumneai mi-a confirmat că sunt situații când unitățile de învățământ au oferit sub formă de custodie. Elevilor care nu au avut posibilități materiale le-au oferit din dotarea unităților de învățământ ori tablete, dacă au avut, ori laptopuri, ori calculatoare care le foloseau în clase, astfel încât aceia să poată folosi un mijloc tehnic de a se conecta și de a urma cursurile online. În momentul de față, în afară de această informație că aceste 6800 tablete au termen de livrare această săptămână conform contractului încheiat cu firma Orange, dacă nu da. Mă înșel,
Nu am să vă spun mai mult decât atât, dar pot să mă interesez la sfârșitul săptămânii și să vă confirm care este dacă situația. Au ajuns sau când vor ajunge aceste da, tablete siguranță. la elevi. Sunt foarte multe mesaje primite de la cititori care, mă rog, ne întreabă, vă întreabă prin intermediul nostru, de ce nu se publică zilnic acea situație cu cazurile active pe fiecare localitate în parte, inclusiv rata de incidență. Sunt multe mesaje în zona aceasta. Care ar fi explicația? O explicație simplă ar fi că nu există această obligație. Am încercat și vrem să fim transparenți, motiv pentru care am și făcut publică această situație de câteva ori. Avem în continuare în vedere să procedăm la fel, dar vreau să atrag atenția asupra două aspecte. În primul rând, această situație există la nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale în parte. Adică fiecare primărie deține informații cu privire la cazurile active din localitate, motiv pentru care orice cetățean ar putea intra în posesia acestor informații doar apelând la primăria la este obligată publică locală. Este obligată să-i spună omului, știți, în comuna Blejoi sunt 30 de cazuri active, rata este de 3,7. Nu cred, dar putea să o facă. Da. Da? Pe politica de transparență consider că ar putea să o facă, atâta timp nu se încalcă GDPR. Da, absolut, nu o să le dea da. Lista oamenilor bolnavi. Da, eu da. Cred că se poate. Domnule prefect, măcar o dată pe săptămână se poate face lucrul acesta, ok, înțeleg că așa pe ocolite autoritățile nu vor să inducă panica în populație, însă măcar o dată pe săptămână să știm și noi practic care este situația reală în teren. Adică să nu ne trezim, știți, da. S-a depășit la Ploiești, s-a depășit la Câmpina, adică să nu ne luați așa pe nepregătite, domnul prefect. Nu. Asta era ideea. V-am explicat că există și un al doilea motiv, n-am apucat să vi-l spun care. Vă rog. Sunt aceste cifre care noi le obținem, sunt preliminare, în sensul că ele trebuie să treacă printr-o analiză a DSP-ului, care calculează în funcție de numărul de focare, de persoane internate în spital, de persoane care stau în carantină la domiciliu. Acele persoane nu sunt considerate ca fiind de răspândire comunitară, pentru că ele sunt izolate. Și cifra devine mai mică. Motiv pentru care dacă noi publicăm ceea ce primim în cursul unei zile, într-o săptămână, cum spuneți dumneavoastră, da. Și o publicăm ca atare, ar putea să creeze panică unor persoane care în realitate nu ar avea un motiv atât timp cât cifrele respective nu sunt verificate de DSP în urma analizei pe care v-am explicat-o. Noi așteptăm analiza DSP-ului și DSP-ul ne trimite într-adevăr o analiză, dar ne trimite a celor localități care depășesc 3 la 1000 de locuitori și cele care depășesc 1,5 pentru a putea lua decizii referitoare la restricționarea activității agenților economici, cum știți, care da. Desfășoară activități de restaurant, cafenele și așa mai departe. O să caut o formulă care să îmbine și necesitatea de cunoaștere și de informare a publicului și dorința noastră de a fi transparent și a îi ajuta cu informații concrete, ca să nu aducem informații contradictorii în spațiu public. Am înțeles. Și oricum nu am luat măsuri, vreau să subliniez, nu am luat măsuri peste noapte. Deci, indiferent care ar fi situația, cât de grav ar fi, ne ferește, nu îmi doresc să convocăm o ședință CJSU și să luăm măsuri cu aplicare de a doua zi. Ele trebuiesc, în primul rând, făcute publice, ulterior discutate și, dacă se aprobă o formă sau alta, modalitatea de a intra ca și obligativitate în aplicare, în cazul în care sunt niște măsuri mai dure sau niște măsuri mai complicate pentru populație, lăsăm un termen de cunoaștere și de acomodare. Spitalul Județean de Urgență Ploiești a fost dat, din păcate, chiar și zilele trecute, un exemplu de
superaglomerație în zona aceasta de tratament a pacienților, în special pacienților cu forme grave de coronavirus, de COVID. Vreau să vă întreb dacă prin suplimentarea cu aproape 50 de paturi de la spitalele private din Plopeni și respectiv Bălțești, capacitatea asta de tratament al bolnavilor este suficientă în noua, să spunem, un nou scenariu. Și doi, de ce în 7 luni de când a început nebunia asta cu epidemia, nu s-a făcut mai mult în zona de terapie intensivă? De ce nu avem mai multe paturi sau neapărat suficiente, pentru că e imposibil având în vedere noile valori, dar de ce nu s-a făcut mai mult în zona asta de tratament a formelor rare și grave pe care le generează COVID-ul? Există o aglomerare în momentul de față din cauza numărului mare de cazuri noi. Nu de foarte mult timp există această situație, cam de 10 zile. Să spun, cu 2 săptămâni în urmă aveam un excedent de număr de paturi în spitale de peste 100. În momentul de față, cu aceste 50 de noi locuri de spitalizare, o să avem în jur de 70-80 de paturi în plus, ținând cont și de cele care le avem în momentul de față și care nu sunt ocupate la capacitate maximă. Deci cred că, din punctul ăsta de vedere, stăm bine în momentul de față și am ajuns să suplimentăm în funcție de nevoi. Pentru că, așa cum v-am explicat, acum 2 săptămâni în urmă aveam foarte multe paturi libere. Iar zona de terapie intensivă? În zona de terapie intensivă, la fel, a fost un pic mai greu să creștem numărul de paturi din cauza lipsei de personal, a spune în primul rând, dar de la începutul pandemiei și până astăzi inclusiv, a crescut constant. Eu zic că s-a dublat, ținând cont că am plecat de la un număr de aproximativ 12 paturi, dacă mi-aduc bine aminte, la început, în cadrul Spitalului Județean Ploiești, și 4 paturi la Câmpina, dintre care 3 erau funcționale, unul a fost mai greu de pus în funcțiune, dar știu că au reușit până la urmă. Deci am plecat de la un necesar, să spunem, de 16, Da. ulterior am ajuns să creștem la 20, 26, acum sunt 36 de paturi ATI, ținând cont și de unitatea mobilă care ne-a fost adusă. Și a redevenit funcțională prin detașarea medicilor care să asigure gărzile, nu? Am reușit prin CJCCI, Comitetul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care ține legătura permanentă și desfășoară activitatea 24 din 24 de ore cu Comitetul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, să solicităm și să primim încă 3 medici rezidenți la Spitalul Județean Ploiești, astfel încât numărul celor detașați, în momentul de față, ajunge la 7 medici la Spitalul Județean care sunt detașați și care își desfășoară acum activitatea în cadrul ATI. 36 de paturi față de 12 la început și Da, să sperăm 16 că cu Câmpina. trendul ăsta va scădea și presiunea pe sistemul medical nu va fi la fel de mare cum este în prezent. Da, din păcate. Bun, sunt câteva întrebări, ne apropiem ușor de finalul emisiunii, sunt câteva întrebări primite de la cititori. O doamnă întreabă dacă știți care este situația legată de măștile distribuite gratuit persoanelor cu venituri modeste în Prahova, dacă ele au ajuns la beneficiari și dacă există posibilitatea ca, mă rog, Ministerul Sănătății, Guvernul să suplimenteze acest program. Și, mă rog, deja ați răspuns de ce nu vor intra imediat în carantinare localitățile. Era o altă întrebare pe care
a formulat-o un cititor, dar la care ați răspuns. Așadar, măștile gratuite pentru persoanele defavorizate? Da. Mi-aduc aminte, acum o lună și jumătate au fost distribuite 3,2 milioane de măști pentru persoanele defavorizate din punct de vedere social. Au fost în jur de 65.000 de persoane care au fost considerate ca fiind defavorizate. Ele au ajuns la reprezentanții unităților administrative teritoriale, primării, da. Și au fost distribuite, dacă nu mă înșel, sunt 50 de bucăți de fiecare persoană la momentul respectiv. Or să urmeze și altele din informațiile mele. Luna asta e posibil ce a rămas din ea să mai primim. Dacă la început au fost 3,2 milioane, eu sper să reușim să primim aceeași cantitate și pentru perioada prezentă. Bun. Și o ultimă întrebare care nu are legătură cu epidemia, dar având în vedere starea orașului Ploiești, da. Nu mai zic de altele, în care lumea așteaptă schimbarea conducerilor atât în consiliile locale, cât mai ales la nivelul primarilor. Cred că este prima dată după alegerile locale de după 89, când durează atât de mult procedura. Iată, ne apropiem de aproape o lună de când au fost alegerile locale și în continuare avem de-a face cu aceiași vechi primari, cu aceleași consilii locale, respectiv Consiliul Județean. Când estimați dumneavoastră că se va încheia procedura asta astfel încât primarul Ploieștiului cel nou să fie investit în funcție, respectiv Consiliul Județean și așa mai departe? Deci a spune în 60 de zile de la alegeri. Asta. Sperăm totuși să ne ajungem până acolo, zic. Da? Da, este adevărat. Este o procedură nouă, conform codului administrativ. Deci s-a schimbat legea. Da, da. Codul administrativ a intrat în vigoare anul trecut, dar referitor la alegeri a intrat în vigoare partea de alegeri cu aceste alegeri publice locale în vigoare. Iar la nivelul Consiliului Județean pot să vă spun că vineri am emis un ordin pentru convocare. Da. La nivelul municipiului Ploiești așteptăm încă de la instanță să ne comunice validarea consilierilor locali și a primarului, pentru că procedura conform codului administrativ necesită întâi comunicarea de la instanță către Secretarul General al Unității Administrative Teritoriale și către instituția prefectului, urmând ca Secretarul General să afișeze în termen de 24 de ore. E nevoie de o perioadă de 2 zile de contestații pentru primar în cazul în care sunt și de 3 zile pentru consilierii locali, urmând ca ulterior, în această perioadă, eu să convoc undeva, să spunem așa, da, pe repede înainte, undeva la sfârșitul săptămânii viitoare, e posibil să avem un primar nou la Ploiești, da, un nou, da, consiliu, da, local, da? Da, 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 sigur. Bun. Eu sunt aproape sigur că la sfârșitul săptămânii viitoare o să avem un primar nou și un nou consiliu. Practic, dumneavoastră așteptați comunicarea de la instanță, da, pentru a putea emite ordinul respectiv. De convocare și ulterior convocarea, investirea și emit imediat ordinul de constatare din punct de vedere legal a constituirii. Sigur. Bun, domnule prefect, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Să sperăm că nu vom ajunge nici ca și municipiul reședință de județ, nici ca și județ așa în general în situația de a lua măsuri drastice cu scenariul roșu impus la nivel național. Și recomandarea noastră ar fi, în primul rând, să purtați mască, chiar dacă acum în Ploiești nu este obligatorie decât în zonele publice aglomerate, mă refer la cele în spațiul liber, să o faceți, pentru că doar așa putem să oprim, din păcate, extinderea acestei boli. E și o rugăminte. Pe care o faceți dumneavoastră, nu? Să nu ajungem în situația în care să fim obligați și să riscăm amenzi, da? Da, ar fi păcat pentru toată populația și pentru
bine și pentru noastră și pentru toată lumea ar fi păcat să ajungem în această situație, cât încă mai putem să respectăm niște reguli care sunt destul de simple, distanțare, să purtăm mască și dezinfecția suprafețelor și a mâinilor și cred că o să reușim să trecem și peste această perioadă. Vă mulțumesc, vă doresc succes în continuare. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, multă sănătate!